second time that our school is invited to come to Suceava. Este pentru a doua oară când școala noastră este invitată la Suceava, de fapt pentru că la noi în Olanda toți elevii de 15-16 ani trebuie să facă ceva în folosul comunității. Au nevoie să facă practică timp de 2 săptămâni într-o instituție alături de bătrâni, persoane dependente de droguri sau să predea în școala generală. Acest program a fost demarat pentru elevii care și-au dorit să facă practică în străinătate. De aceea am contactat o școală din România anul trecut și am fost invitat să vizităm colegiul Mihai Eminescu din Suceava. Și în baza colaborării non-formale, a educației non-formale pe care școala o practică, avem o relație care vine din timp, de câțiva ani, și care continuă cu succes pentru formarea tinerilor în spiritul muncii și a comportamentului civic, pe lângă transmiterea valorilor spirituale morale. În postură de voluntar al Crucii Roșii Române, filiala Suceava, am participat împreună cu acest grup de elevi și cu domnii profesori în 2 zile la activități de voluntariat ale Crucii Roșii Române în Suceava. În cadrul întâlnirii cu subprefectul Angela Zarojanu, tinerii au avut destul de multe întrebări, au fost curioși de ce avem atât de mulți câini comunitari, de ce la noi costul străzilor este atât de mare și s-au arătat uimiți că nu au văzut terenuri de sport. În momentul de față există în localitățile unde sunt un număr mai mare de câini, există adăposturi unde aceștia rămân și sunt hrăniți de către, în special de către instituțiile ONG-urile cu ocupați în acest sens, dar și de către persoanele fizice. După întâlnire, voluntarii au fost invitați să viziteze Palatul Administrativ. Dacă elevii nu au putut spune prea multe despre Suceava după micul periplu prin oraș, profesorii lor au avut câteva remarci de făcut. It is difficult to say what you really think about a city like Suceava. Este dificil să spun ce cred cu adevărat despre un oraș ca Suceava. Vedeți, e un oraș cu case vechi de 50-100 de ani în zona centrală. E un lucru nemai întâlnit și văd construcții înalte din beton fără niciun drum în preajmă, în mijlocul spațiului verde. Părerea mea este că e loc pentru a face multe în următorii ani în acest oraș. We are used to organizing infrastructure. Suntem obișnuiți să organizăm infrastructura, să construim drumuri, poduri, să creăm ceva din nimic. Când mergem pe străzile din Suceava, ne gândim că am putea organiza locul acesta într-un fel, am putea ajuta.